veniți de luați lumină. Veniți de luați lumină. Veniți de luați lumină. Oh.
zicem noi, ascultă Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Înțelepciune, drepție, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace! Evanghelie de la Matei citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte în vremea aceea după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea de-ntâia săptămânii, au venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie. Și iată s-a făcut cu tremur mare, căci îngerul Domnului pogorându-se din cer și venind a prăvălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște moriți. Dar îngerul vorbind femeilor a zis: nu vă temeți voi, căci știu că pe Iisus cel răstignit căutați. Nu este aici, căci s-a sculat, precum a spus. Veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul. Duceți-vă de grabă și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din moreți și va merge mai înainte de voi în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată am spus vouă. Iar ele au plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat și le-a zis: bucurați-vă! Iar ele apropiindu-se au cuprins picioarele lui și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată, unii dintre păzitori venind în oraș au spus căpetenilor preoților: iată cele ce s-au întâmplat. Atunci ei adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat mulți bani ostașilor și le-au zis: să spuneți că ucenicii lui, venind în noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom potoli și pe voi vă vom face fără grijă. Iar ei, luând banii, au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit vorba aceasta
Făcătoarei și nedespărțitei trăimi, totdeauna, acum și pururia și în vece vecilor. Și celor din mori.
Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Sufletelor noastre, Domnului,